Bine v-am regăsit! Există puține lucruri pe care le știm cu siguranță, dar unul dintre ele este acela că Universul funcționează după legi pe care le numim legile naturii. Științele naturii au ca scop tocmai cunoașterea acestor legi, iar motivele principale sunt două, unul teoretic și unul practic. Motivul teoretic este setea de cunoaștere, dorința de a înțelege lumea în care trăim. Suntem mai puțin speriați dacă atunci când fulgeră, înțelegem fenomenele care au loc, energiile implicate, sursa luminii și a zgomotului, decât dacă nu înțelegem nimic. Misterul și enigmele au farmecul lor, dar nu și atunci când din cauza lor viața ne este pusă în pericol. Este groaznic să trăiești într-o lume în care au loc tot felul de fenomene impredictibile și înfricoșătoare pe care nu le înțelegi, despre care nu știi nimic. Uitați-vă la un câine când e furtună și veți înțelege ce vreau să spun. De fapt, dorința de a înțelege fenomenele din natură este atât de puternică încât, înainte de apariția științei, oamenii au inventat explicații. De pildă, fulgerele erau considerate arme ale zeilor în mitologia greacă și cea romană. Un loc lovit de trăsnet era considerat sacru. De aceea, de multe ori, locul de construcție al unui templu era ales într-o zonă lovită de trăsnet. Motivul practic care justifică eforturile făcute pentru cunoașterea legilor naturii este acela că, dacă înțelegem un fenomen fizic, îi putem găsi aplicații practice. Îl putem produce controlat în așa fel încât să ne ușureze sau să ne înfrumusețeze viața sau să o facă mai interesantă. Dar aplicațiile practice pot să apară doar după ce avem o teorie despre o anumită clasă de fenomene. De pildă, teoria electromagnetismului ne-a permis să utilizăm energia electrică, să comunicăm la distanță, să prelucrăm informația și multe altele. Optica, adică teoria naturii și propagării luminii, ne-a permis să avem lumină artificială și tot felul de aparate care produc imagini sau care ne permit să observăm Universul la distanțe de miliarde de ani lumină. Fiziologia și biologia ne arată care sunt substanțele care ne pot ajuta în tratarea unor boli, iar chimia ne învață cum le putem obține, cum le putem sintetiza. De fapt, în spatele oricărui dispozitiv, medicament, unealtă, obiect artificial în general, se ascund legi ale naturii pe care omenirea le-a descoperit de-a lungul timpului. Și așa cum am spus de atâtea ori, niciodată nimeni n-a putut realiza un aparat care să încalce legile naturii. Așa că pare logic să presupunem că tot ceea ce se întâmplă în univers ascultă de legile naturii. Dar se pot pune multe întrebări foarte interesante legate de aceste legi. Vă propun azi să ne gândim la trei. Prima, de unde vin aceste legi? A doua, au ele un scop? Și a treia, ar putea fi ele și altfel? Vă previn de la început, așa cum am făcut-o și cu alte ocazii, că nu pretind că am răspunsuri la aceste întrebări. Nimeni nu cunoaște răspunsurile. De aceea, dacă vreți să avem discuții constructive în comentariile la videoclip, vă rog să plecați de la ideea că ceea ce susțineți reprezintă ceea ce credeți și nu ceea ce știți. Existența Universului poate fi veșnică sau limitată. Dacă e veșnică, atunci ceea ce numim Big Bang n-a fost decât o stare prin care a trecut Universul și nu este începutul Universului, este doar începutul Universului așa cum îl știm noi. Mai mult, poate că Universul trece ciclic prin astfel de stări, adică are densități fantastice la un moment dat, după care densitatea scade până ajunge la un prag minim, moment în care se produce un nou Big Bang și așa mai departe.
Nu știm mecanismul care ar produce aceste cicluri, dar ne putem imagina niște câmpuri care trec dintr-o stare în alta ca fiind cauza acestei evoluții. Și dacă e așa, probabil și legile naturii există de când lumea, n-au venit de nicăieri, au o existență veșnică. Dacă universul există dintotdeauna, de ce n-ar putea și legile naturii să existe dintotdeauna? Dar dacă universul are un început, dacă până acum 13,7 miliarde de ani n-a existat nimic, această variantă este mult mai greu de crezut din două motive principale. Primul este acela că, așa cum am încercat să demonstrez în videoclipul 5 minute despre nimic, se pot aduce argumente puternice pentru ideea că nimicul nu poate exista, că existența nimicului este absurdă. Pe scurt spus, nimicul care există pare la fel de absurd ca întregul care nu există. Alt motiv este legat de legile naturii. Dacă universul a apărut din nimic, înseamnă că legile naturii permit acest lucru. Dar dacă n-a existat nimic, atunci n-au existat nici legile naturii. Și atunci, cum au putut ele să dea naștere universului? Multora li se pare absurdă apariția universului din nimic. Există chiar și o vorbă, din nimic nu apare nimic. Ei bine, ceea ce am spus despre legile naturii justifică și explică acest sentiment al absurdului, cum pot niște legi care nu există să aibă efect. Alternativa ar fi aceea că universul are, din nou, o existență ciclică. Numai că acum ciclurile constau într-o existență doar teoretică, legile naturii, urmată de materializarea acestor legi într-o existență materială, fizică. Apoi, din nou, doar o existență teoretică și așa mai departe. Ideea apare și în Biblie. La început era cuvântul. Cu a doua întrebare, ajungem la principiul antropic. Din câte înțelegem până acum, legile naturii sunt exact așa cum trebuie ca să poată să apară și să se dezvolte viața. Variațiile, oricât de mici, în constantele care apar în legile naturii, ar face imposibilă apariția vieții. Am vorbit despre principiul antropic în două videoclipuri, principiul antropic slab și principiul antropic tare. Așa că am putea presupune că legile naturii au un scop și că acest scop este apariția și dezvoltarea vieții. Știm că acest lucru este posibil, apariția vieții, cunoaștem o planetă pe care a apărut și s-a dezvoltat viața, planeta Pământ. Ceea ce nu știm este dacă acest lucru s-a mai întâmplat și în alte locuri din univers, dar ținând seama de numărul, dacă nu infinit, măcar inimaginabil de mare de planete, probabil s-a mai întâmplat. Însă scriitorul Arthur Clarke, ale cărui cărți vi le recomand cu căldură, sunt exemple pentru ceea ce ar trebui să fie literatura SF, a spus următorul lucru. Există două posibilități. Sau suntem singuri în univers, sau nu. Amândouă sunt înspăimântătoare. Dacă universul tot, în măreția lui care depășește puterea noastră de imaginație, există ca să apară viața, atunci lipsa noastră de respect pentru planeta care ne-a dat viață și pentru celelalte specii este înspăimântătoare, este revoltătoare, mai ales că poate Pământul este singura planetă pe care s-a întâmplat acest lucru. Dar poate că nu acesta este scopul universului, poate suntem doar un efect secundar al legilor naturii sau, după cum veți vedea la sfârșitul videoclipului, dezvoltarea inteligenței nu se termină cu noi. Poate credem că noi suntem realizarea supremă a universului din cauza că suntem o specie infatuată, egoistă și egocentrică și poate că cineva undeva râde de trufia noastră. Dar
Dacă e așa, de ce sunt legile naturii așa cum trebuie ca să apară viața? Cine știe? Poate e singurul set de legi care asigură un univers stabil. Sau poate e o coincidență. Sau, și cu asta ajungem la următoarea întrebare, poate că ele sunt așa doar în acest univers. Am vorbit în alte materiale despre ipoteza multiversului, care presupune că există o mulțime de universuri, poate chiar o infinitate, fiecare cu legile lui. Asta ar însemna că legile naturii nu numai că pot fi și altfel, ele sunt altfel în alte universuri, sau poate în zone ale universului nostru pe care nu le putem observa. Și atunci observația noastră că universul are exact acele legi care permit apariția vieții este în acest caz banală, este un truism, deoarece este evident că nu puteam apărea decât în acel univers care are legile necesare pentru asta. Este ca și când te-ai mira că accidentele de cale ferată au loc pe calea ferată. În paranteză fie spus, unii încearcă să inventeze senzaționalul folosindu-se de această metodă. De pildă se spune că cele mai frecvente accidente și dispariții de nave și avioane din Oceanul Atlantic au loc în Triunghiul Bermudelor. Dar nu se spune și că acolo este un trafic foarte intens, așa că e normal să aibă loc mai multe accidente și dispariții decât în zonele cu trafic redus. Dar, din nou, trebuie să spunem, legat de ipoteza multiversului, că ea rămâne doar o ipoteză care poate explica anumite lucruri, dar nu este susținută de observații sau experimente și nici nu prea știe nimeni ce fel de observații și experimente am putea face ca să ne confirme această ipoteză. Atunci, ce știm cu siguranță despre legile naturii? Știm că există, sunt stabile și acționează în tot universul observabil. De unde știm aceste lucruri? Dacă n-ar fi așa, universul ar avea o comportare haotică, impredictibilă. În astfel de condiții, orbitele planetelor în sistemele stelare, precum și ale stelelor în galaxii, n-ar fi stabile. Stelele n-ar funcționa peste tot și oricând la fel. Și am observat, chiar dacă poate numai la scară astronomică, sute și mii de anomalii. Am observat, în ghilimele spus, pentru că în astfel de condiții viața n-ar fi putut să apară și să se dezvolte. Iar dacă legile naturii n-ar fi stabile nici măcar la scară mică, atunci n-am existat ca să discutăm despre asta, pentru că este imposibilă funcționarea unui organism în condiții în care legile fenomenelor fizice și chimice sunt variabile în timp și spațiu. Asta știm. Nu știm, în schimb, dacă vin de undeva și dacă da, de unde, dacă au un scop și dacă există regiuni din universul nostru sau alte universuri în care ele sunt altfel. Vom ști vreodată? Acestea sunt întrebări fundamentale legate de însăși baza existenței și, așa cum am spus și cu alte ocazii, mi-e teamă că n-avem intelectul necesar ca să înțelegem esența lucrurilor. Dar în final vă pot speria un pic ca să adăugăm un pic de horror la videoclip. După părerea specialiștilor, în 10-20 de ani, inteligența artificială va depăși inteligența umană sub toate aspectele. Nu vom mai fi noi cei mai deștepți de pe planetă. Și poate că inteligența artificială va fi cândva capabilă să găsească răspunsuri la aceste întrebări fundamentale. Dar va fi ea dispusă să împartă aceste cunoștințe cu noi sau ne va considera o povară inutilă pentru această planetă, o specie de paraziți și ne va elimina? Dacă nu suntem decât o verigă intermediară, iar scopul legilor naturii este acela de a duce la apariția inteligenței artificiale capabilă de autodezvoltare. Dar despre astfel de lucruri voi vorbi în următorul material din această serie.
Dacă ați crezut că suntem cel mai important lucru din univers, atunci poate că lumea nu este cum credeți.